Zeci de mașini staționau noaptea trecută la coadă pe podul de pe sensul de intrare în țară, în vama Porțile de Fier. După ce au așteptat o zi întreagă, șoferii și-au ieșit din minți, mai ales că unii s-au ales și cu mașinile stricate după ce au pornit motorul de nenumărate ori. 7 ore. Dar de ce ați așteptat atât de mult? Păi nu știu, și m-am băgat acum, am avut promisiune să mă bag pe banda 1, stă și banda 1, nu merge absolut deloc. Am și eu probleme acasă, am soția la pat, ce să fac? Am intrat în țară la Serbia, la ora 15. Să mă duc să-mi iau cumpărături, puteți să verificați. Și uitați-vă cât e ceasul, domnii care sunt pe aici de zi că au servici, să vedeți unde e coada pe pod, peste 100 de mașini. Dacă e asta Uniunea Europeană, nu știu unde trebuie să fie Serbia. Cred că în America, dar nu în Uniunea Europeană. Polițiștii de frontieră au înăsprit controlele, mai ales că tot mai mulți cetățeni au devenit călători de meserie în Serbia. Încearcă astfel să introducă în țară în mod ilegal tot felul de bunuri. Aveți ceva? Ce aveți de declarat? Ce aveți în mașină? 40 de țigări și 400 de grame de cafea. Da, și 400 de grame de cafea. Da, după declarația noastră scrisă, așa e. Acum trebuie să facem control. Să vedem. Iar controlele amănunțite nu au rămas fără rezultat. Zilnic sunt depistate persoane care ascund țigarete chiar și în lenjeria intimă. Cu un pachet de țigări în plus în buzunar, în afară de cele declarate. Dar ce s-a întâmplat? Nu ați declarat pachetul respectiv? Nu l-am declarat pe cel respectiv. Din ce motive? N-am știut. Majoritatea dintre aceștia încearcă să introducă în țară țigări, disimulate în vestimentație, în autoturism, în anumite locașuri. Mulți dintre aceștia, după ce intră în țară, se pun la rând, ies din țară și vin din nou, deci fac câte 2, 3, chiar 4 drumuri în decursul unei zile și ăsta este motivul pentru care pe sensul de intrare în țară este o aglomerație mai mare. Persoanele care introduc ilegal în țară chiar și câteva țigarete riscă o amendă cuprinsă între 2500 de lei și 3000 de lei.